CSM Vaslui a obținut cel de-a șaselea succes stagional în fața HC Buzău 2012, scor 24-20, și a terminat prima parte de campionat pe poziția a șaptea în clasamentul Ligii Zimbrilor. Vasluienii, duminică, în sala sporturilor, au avut un start mai greoi, cu stângăcii în ofensivă, însă Florina Catrine și compania și-au reglat din mers ritmul, iar până la pauză au fost egalii handbalului Club Buzău, adversară care practică un handbal în forță. Repriza a doua, CSM Vaslui a avut o evoluție mult mai echilibrată în apărare și atac, avându-l și pe Valentin Petrila în zi de grație, care s-a văzut concretizată și pe tabela de marcaj. În partea a doua, CSM a avut mai tot timpul câte 2-3 goluri avans, desprinderea la 4 goluri, producându-se abia cu 10 minute înainte de fluierul final. Astfel, vasluienii trec pe locul 7, cu 2 puncte peste CSM București și așteaptă cu un alt tonus primele două etape din retur, ce se vor disputa pe acest final de an. Ha!